Pasionații aventurilor în aer liber au găsit un mod inedit de a-și petrece vacanța de vară în delta Dunării, la ramele unui caiac. Mica embarcațiune permite turiștilor să descopere colțuri izolate ale paradisului păsărilor și să se bucure de frumusețile ascunse ale deltei. În mijloc și echilibrul în mâine, echilibru Flavia pe copastie. Iubitorii Deltei aleg zona ca destinație nu doar pentru vacanțe, ci și pentru momentele importante din viața lor. Așa a făcut un cuplu de tineri bucureșteni care după nuntă și-au luat alaiul îmbrăcat în haine de gală și au mutat petrecerea la vâslele caiacelor. Cum e? Super. Poți să dai la vâsle? E mai bine ca la aer condiționat de la salon. Ați mai fost în gașcă cu caiace până acum în Delta? Da. Anul trecut. 55 de kilometri. La Ioana e prima oară. Și, cum era de așteptat de la petrecăreți, o plimbare liniștită cu caiacul a devenit distracție în toată regula. Cei mai îndrăzneți au încercat și câteva jumbușlucuri. A fost însă greu să-și țină echilibrul pe o bărcuță plutitoare. Om la apă! Om la apă! Atenție la crocodil! O plimbare cu prietenii pe canalele Deltei garantează distracție și răcoare, ce-i drept camar de la buzunar. Ajunge undeva la un caiac bun și să fie ușor și stabil, ajunge pe la 800 de euro. Deci undeva la 1000 de euro cu toate ar ajunge un echipament complet pentru padele cu vestul salvare. Există totuși și variante mai ieftine. Prețul închirierii unui caiac pleacă de la 100 de lei pe zi, la care se adaugă, după caz, costurile de transport și GPS-ul sau accesoriile impermeabile. Pentru pasionați, sportul merită toți banii. Ba chiar atrage și turiști străini. La sfârșitul lunii august sunt așteptate câteva grupuri de americani de la o universitate de renume special pentru plimbările cu caiacul în delta Dunării.